Rupere de nori în comuna Dănești. Ploaia și grindina au făcut prăpăd aseară în 10 de gospodării. Oamenii au fost nevoiți să cheme pompierii pentru a le scoate apa din curți și beciuri. În satul Văcarea, de exemplu, gheața a distrus legumele, dar și pomii fructiferi. În satul Văcarea, mai multe pâraie au ieșit din matcă și au inundat casele unor localnici. Să avem până la scară, prima treaptă. Suntem vai de nuntă. A plouat mult și a venit pe șanțuri. Ce să mai, nu mai avem nici cuvinte ce să mai vorbim. Grădinile, zvarză, roșile, tot ce am pus, nu mai avem nimic. Când vin de ploile ăștia mai puternice, așa plătim în continuu, de ani de zile. Din cauza șanțurilor, din cauza drumurilor întrerupte pe acolo, nu sunt balastate, apa vine în mijlocul străzii, chiar acum în spatele meu aici, a fost lăsat, nu s-a putut băgat o țavă pe sub asfalt când s-a făcut asfaltul acum vreo 4-5 ani. În continuu, când se întâmplă, oamenii ăștia, toate familiile ăștia, vecinele mele, rămân cu apa, poate chiar și în casă ajunge. Autoritățile locale spun că nu au bani pentru lucrările de reabilitare a drumurilor pe sub care trec apele. Ploi abundente, în așa fel încât la noi n-a fost așa până acum. Pericolul nu a trecut pentru că meteorologii au anunțat ploi abundente la sfârșitul săptămânii.